Corbuț, în primul rând felicitări pentru eveniment. Cum ați reușit ca numai câțiva ani să impuneți această întâlnire de la Diosic ca cea mai importantă întâlnire a fermierilor din vestul țării? Vă mulțumesc și eu pentru aprecierile care le aveți vis-a-vis de acest eveniment. Sigur că am început în urmă cu 9 ani acest eveniment. În primul eveniment care l-am organizat eram undeva la 100-150 de fermieri. Am reușit astăzi să adunăm aici peste 600 de fermieri. Acest lucru se datorează, zic eu, în primul rând seriozității de care dăm dovadă în relația cu fermierii și produselor de calitate care le oferim pentru a le folosi aceștia în fermele lor. Practic, așa, să vadă și fermierii din restul țării ce au pierdut. Practic, ce înseamnă ziua de astăzi, 31 mai, ziua grâului aici la Diosic? Ce vizite se fac? Ce loturi demonstrative sunt? Ziua grâului organizată la Diosic înseamnă astăzi o platformă cu 55 de soiuri de grâu orz, orzoaică triticale. Înseamnă prezența a celor mai mari companii furnizoare de pesticide, semințe și îngrășăminte chimice, în același timp prezența celor mai importanți producători de utilaje și mașini agricole. Cum vedeți rolul dumneavoastră personal și a companiei Agroind Căuceu în această relație importantă cu fermieri, dar și cu companiile aici, în județul Bihor, în vestul țării? Eu zic că noi suntem puntea de legătură între producătorii de inputuri și fermieri. Suntem garantul faptului că producătorii de inputuri își încasează până la urma urmii banii pe produsele care le furnizează producătorilor agricoli. Lucru care eu cred că este foarte important și fără de care fermierii din România în momentul de față nu cred că ar putea să-și desfășoare activitatea. Aveți o echipă, pe de altă parte aveți și o baterie, o echipă de ingineri agronom foarte bun și asta e pe de o parte și o garanție că know-how-ul dumneavoastră este de cea mai bună calitate, nu către fermieri. Da, noi ca și firmă lucrăm 4500 de hectare împărțit în 3 ferme. Sigur că avem cei mai buni, printre cei mai buni specialiști angajați în cadrul companiei, care le transmit și fermierilor cunoștințele și tot ceea ce cunosc ei în acest domeniu. Din informațiile, din discuțiile pe care le aveți cu fermierii, ce e particular în acest an? Ce v-au spus fermierii că ar fi deosebit, sigur, și în bine și în rău? Cu ce e deosebit 2016? 2016, cel puțin în județul Bihor, este mai deosebit din punctul de vedere a culturii de rapiță, unde am avut în iarnă precipitații destule și rapița s-a dezvoltat destul de bine. În schimb, am avut o perioadă de aproape 7 săptămâni când nu am primit ploaie deloc și din această cauză grâul a suferit un pic. Prețurile cum se anunță? La rapiță eu zic că avem niște prețuri corecte. Din păcate la grâu prețurile am impresia că vor fi un pic mai mici decât anul trecut, lucru care ne va afecta în acest an. Și la rapiță mai mari, nu? La rapiță eu zic că vor fi mai mari decât anul trecut, da. Bun. Și așa, să facem un arc peste timp, evenimentul Ziua Grâului 2017, cum o, că bănuiesc că începeți să o pregătiți de acum, nu? Ziua Grâului 2017, în primul rând, să fim sănătoși și să ne ajute Dumnezeu să avem culturi frumoase ca să putem organiza și în 2017 acest eveniment. Eu sper că va fi cel puțin la nivelul celui de în acest an, dacă nu mai și în final v-aș ruga un mesaj către fermierul român, indiferent că e din vestul țării, că e din sud, că e din Moldova, un cuvânt din partea unui om care e important în agricultura României și foarte important în agricultura din vestul României. Dar să nu renunțe niciodată la această meserie, eu zic că este cea mai frumoasă meserie posibilă în momentul de față. Eu personal o iubesc foarte mult și îndrum pe toată lumea să aibă încredere în agricultură și sper și zic că este singurul sector care poate să se mai dezvolte foarte mult în această țară. Va avea agricultura viitor și pentru copiii și nepoții noștri? În mod sigur că va avea. We'll be right back.
Cum arată anul agricol la dumneavoastră în fermă acum? Sunteți mulțumit? A început să-și revină culturile, am suferit de secetă foarte mare, ne-ar mai trebui ploaie destul de multă. Greu? Greu arată binișor. Am semănat destul de târziu în toamnă, că am avut ploi multe, am trecut din iarnă direct în, cu ploi multe, ianuarie, februarie, început de martie, 206 de litri, deci foarte multă apă. Dar acum arată binișor. Ce schemă de cultură ați făcut anul ăsta? Cam cum ați împărțit? Am greu 2000 și ceva de hectare, rapiță 1000 și aproape 2000, porumb tot așa în jur de 2000, floarea soarelui, avem și livadă. Rapița vă mulțumește? Rapița e aproape bună. Dacă primeam în perioada februarie, adică început de martie până în 10 mai n-am primit ploi deloc, dacă primeam în aprilie ceva ploi, era mult mai bună. Prețurile cum le așteptați? La greu, la rapiță? Aveți ceva informații din piață? Eu zic că prețurile o să crească în perioada următoare, deși toată lumea spune că nu. La rapiță deja și matiful se mișcă, deci nu sunt cantitățile care se preconizează și producțiile care se vorbește. Deci, până la urmă, rapița, la cum arată și la producție și la preț, ar avea premizele unui succes anul. Ar trebui să aibă premizele, mai ales că s-au semănat oleaginoase foarte puține anul ăsta și atunci eu zic că s-ar putea să fie un preț bun. Ziua Grâului, sunteți o prezență familiară aici, nu? Luați feedback și de la colegii dumneavoastră, la ceilalți fermieri. Cum ați descrie evenimentul? Eu zic că e un eveniment reușit, în platformele de aici se muncește, oameni serioși, zona e o zonă bună, în rest, ce să zic, aproape totul e la locul lui. Vă mulțumesc și mult succes! La fel! Se pare că avem o mică vedetă, Grâul Ciprian, după ce a apărut materialul în agrointeligență, a preluat de televiziune, acum să faceți față cu comenzile, nu? Da, da, vă mulțumesc pentru interviul care l-ați scris, obiectiv, sper eu că a fost, un interviu care a redat doar, un articol care a redat doar realitatea. Dincolo de asta, sunt premize pentru să impunem sau să impuneți și cu ajutorul nostru Ciprian pe harta, să zicem, hibrizilor de grâu, soiurilor de grâu care ajută fermierul român? Da, da, eu sper că va fi, e o premiză, că e o oportunitate de a ne impune acel soi. Imediat după articolul care a apărut în AgroIntel, la doua zi deja am primit comandă pentru 24 de tone în Ilfov și ieri m-a sunat, mai vroia cineva în Dolj încă 24 de tone, așa doar ceea ce m-a sunat pe mine personal. Din discuțiile cu domnul de la noi, de la departamentul de vânzări, am înțeles că și dânsul a mai primit deja vreo două sau trei comenzi tot pentru soiul Ciprian. E drept că nu a spus cantitatea exactă pe care o vrea. Dar e clar că interesul e în creștere. Da, interesul e în creștere. Lumea a văzut că există acest soi, a aflat și despre calitățile acestui soi și sperăm că se va impune și pe piață. Haideți așa pe scurt un top 5 al avantajelor pentru fermierul român, pentru condițiile specifice din România ale lui Ciprian. În primul rând e adaptabilitatea. E un soi creat în România, adaptat la condițiile climatice din România. Din discuțiile pe care le-am avut cu fermieri, chiar și din Moldova, din sudul țării, din estul țării, mi-au spus că e un soi care a trecut foarte bine peste iarnă. După aceea... Ceea ce pentru grâu e până la urmă, da, esențial, nu? Extraordinar, da. Calitate foarte bună. Am avut proteină, un conținut de proteină foarte mare, am avut un gluten foarte mare ca și conținut în grâul respectiv. Deci premize ca fermierul să obțină un preț bun la achiziție sau asta, chiar în contextul ăsta a discuției actuale cu prețul la recoltă, toate caracteristicile astea tehnice superioare creează premizele unui preț cât de cât rezonabil, nu? Da, da. Asta și fost cererea până acum la cei care au venit la noi, au din ceea ce privesc dealerii, ne-au cerut sau s-au bătut pentru acel soi de Ciprian pentru că are calitate foarte bună, ei probabil făcând un amestec cu alte soiuri ca să îl ducă undeva la 12% proteine cât se cere pentru a se vinde. Productivitatea așa medie? Productivitatea
e determinată genetic, dar dacă nu îi dai de mâncare, n-ai ce să faci cu el. Noi am obținut și 7 tone, 7 tone jumate, atunci când am făcut o tehnologie medie. Ca și stațiune de cercetări, ducând-o mai greu cu partea de financiară, nu am investit foarte mult în ceea ce privesc îngrășămintele administrate și așa de mai departe. De irigații nu mai vorbim. Nu, nu, de irigații nici nu se pune problema pentru că nu... Rezistent, adaptat la secetă? Da. Eu anul ăsta sper că voi obține producții peste 7 tone. Condițiile unui, deficit de precipitații, da, e cel care se vede cât de cât afectat un pic pe zonele unde am avut petece de nisip. Restul culturilor de 1000 de hectare arată foarte bine din punctul meu de vedere. Prețul e competitiv? Adică noi anul trecut, acum nu știu cât o să fie el de competitiv, eu zic că e foarte competitiv, pentru că anul trecut am vândut, de exemplu, categorie bază la 1,5 lei per kilogram, în comparație cu ceea ce s-a vândut pe piață, și am vândut bază la 1,5. Dacă se lua mai mult de 100 de tone, aveam discount de 25%. Pentru 2017 vă desenați deja strategia, ce veți face, veți merge pe aceeași formulă sau așteptați toamna să vedeți? Acum mai așteptăm și toamna, vedem cum ne orientăm. Dorim să producem grâu durum pentru paste făinoase, deja am intrat. E o nișă, o vedeți pe piață? O văd o nișă, oricum prețul este undeva garantat la 1 leu per kilogram, indiferent de ce se întâmplă, chiar 1 leu 20. E o cultură pretențioasă? Sunt niște secrete? N-aș zice că e pretențioasă, toate varietățile sunt umblătoare, se pot semăna atât toamna cât și primăvara, dar producțiile sunt undeva limitate, nu pot depăși 6 tone la hectar în condiții bune, în general sunt la o medie de 4.200. Dar asta înseamnă ca și cum ai obține 8.500 locultură de grâu comun. Exact. Și fără un risc de fluctuație de preț, adică din ce ați spus acolo, da, prețul e stabil la 1 leu kilogramul? La 1 leu, chiar 1 leu 20 kilogramul. Kilogramul, ok. Când intrați cu combina? Păi cu combina, în mod normal, între 18 și 20 iunie o să înceapă orzul orzoaica, undeva pe la 1 iulie soiurile timpurii și semitimpurii de grâu, dar problema va fi că se va suprapune în plin cu recoltatul de rapiță, începând de la 1 iulie, de aceea fermierii trebuie să-și drămâiască foarte bine forța mecanizată, deci și eu îi sfătuiesc în primul rând să ia rapița, chiar dacă cheltuie cu ea și o să o usuce, deci o să cheltuie, mai bine să recoltezi printre rapița, că rapița e mult mai sensibilă și la scuturare, deci și la furtuni. Poate și diferența, nu? Poate să face o zi, două diferența, să te trezești că ai pierdut enorm la rapiță. La grâu mai merge. La grâu e mai puțin sensibil la scuturare. Haideți să recapitulăm un pic. Cam ce producție așteptați? La orz? La orz producțiile vor fi, deci aici în platformă, da, aici. Nu neapărat că sunt mai mari ca și în comercial. Da. În comercial am suprafețe chiar mai frumoase, mai decât frumoase în platformă. Dar orzul o să fie undeva între 8.500-9.000. Orzoaica chiar o să depășească 9.000. Iar acum soiurile de triticale toate o să fie peste 9.000. Iar grâu o să înceapă de la 7.000 și o să ajungă până la 10.500 la soiurile premium. Că vorbeați de comercial. Rapița cum arată? Rapița, după cum nu a fost ploaie timp de 64 de zile, cum vă spuneam, chiar foarte mulțumit. Dar la urma urmei, ce producție estimați? O medie de 4.200-4.400 pe o suprafață de 1.250 de hectare. Și prețul mai bun ca anul trecut? Prețul probabil că o să fie cu vreo 10 bani, 15 mai bun. S-ar putea să se păstreze la 1.58-1.60. Suntem într-un moment în care, evident că
aproape toți fermierii din România, mari sau mici, mijlocii, au auzit de produse și, să zicem, soluțiile Timac Agro și din ce în ce mai mult apelează la ei. Care e feedback-ul de la un asemenea eveniment, care, sigur, e cel mai important în vestul țării, 600 de fermieri mari din zona aceasta, cu problemele lor, cu secetă, care tocmai soluțiile Timac Agro ar putea să le compenseze un pic din eventualele probleme pe care le aduce seceta. Care e feedback-ul dumneavoastră așa după această zi plină de întâlniri și de discuții cu fermierii? În primul rând, bună ziua! Este evident că o astfel de zi în care vorbim despre grâu este foarte, foarte important atât pentru firmele din domeniu care oferă soluții pentru grâu, dar și pentru fermieri, mai ales că suntem într-un context în care la prima vedere grâul și prețul grâului, mă refer, nu este, deci cultura grâului nu este într-un context dintre cele mai favorabile care am putut să trăim, dar eu cred că acest eveniment arată încă o dată că această cultură este o cultură foarte importantă în asolamentul fiecărei ferme. Este o cultură care are tradiție în România, sunt peste 2 milioane de hectare în România, deci nu numai că are tradiție, dar este și importantă pentru fermieri. Este totuși o cultură care, chiar dacă anul acesta, din punct de vedere al prețurilor, nu este contextul cel mai favorabil, așa cum spuneam, dar cred că va fi un an în care producțiile vor fi la un nivel rezonabil și aici putem să ne felicităm și noi Timaco, pentru că anul acesta, deși prețurile sunt așa cum sunt, avem o creștere undeva 30%. Tehnologul de aici care s-a ocupat de sola asta, unde chiar suntem, spunea că dacă nu avea soluțiile Timac Agro pe scheme de fertilizare și pe biostimulatori mai ales, cu 63 de zile de secetă între martie și mai, n-o scotea la capăt și totuși acum vorbim de o producție estimată undeva la 8 tone pe medie, deci chiar el spunea că nu o scotea la capăt. Da, ce se întâmplă? Din această perspectivă, de aceea și creșterea de volum a venit și fermierii au înțeles rapid, chiar dacă soluțiile noastre nu sunt dintre cele mai ieftine, având tehnologie și inovație de top, este evident că aceste tehnologii au un preț. Dar anul acesta, în contextul acesta specific, fermierii au consumat foarte mult și au cerut foarte mult produse Timac, tocmai conștientizând că singura posibilitate de a face rentabilitate într-o fermă astăzi, cel puțin la cultura de grâu, este să produci cât mai mult și dacă pe partea de semințe sau crop protection ei au încercat lucruri de lungul anilor, fiind foarte multe companii care vin cu soluții inovative, să spun, pe partea de fertilizare suntem cam singuri astăzi care avem acest leadership tehnologic și fermierii au conștientizat încă o dată că într-un an dificil Timaco poate să fie alături de ei. Dacă vorbim de grâu, care e așa un pic o cenușăreasă din punct de vedere al prețului, producția, zicem, să mai salveze, la rapiță, evident, lucrurile stau invers, în sensul că vorbim și de niște prețuri bune și de o producție estimată foarte bună și aici, iarăși, Timac poate ajuta fermierii să facă un profit nu bun, ci foarte bun anul acesta, nu? Și cu desen și pe anul viitor, nu? Da, ce suntem? Dacă vorbim de profitul la grâu pentru anul ăsta, este evident că fermierii noștri vor obține profit și când nu este doar o afirmație, să spun, emoțională, pentru că cineva a cumpărat de la Timac. Nu, avem chiar studii. Noi analizăm astăzi din 10.000 de fermieri, de exemplu, care îi vizităm în fiecare an, avem și facem o analiză asupra situației financiare și am remarcat că clienții care cumpără de la noi, și sunt cam 2.000 în fiecare an, obțin profit cu 50% mai mult decât fermierii care sunt în targetul nostru. Vorbim pe grâu. Mă refer pe fermă în general, dar bineînțeles că grâu cu mare undeva la vreo 30%, cel puțin 30-40% suprafață pondere în fermă, că aici e dificultatea la grâu, la rapiță și floarea soarelui sunt pe plus oricum, ok? Și conjunctural la porumb depinde de zonă și de secetă, dar în general ei pot ajunge la echilibru și pe cultura respectivă. Și la rapiță? La rapiță sunt evident, vor fi pe plus, cel puțin clienții noștri cu Timaca vor fi și la floare și la rapiță, la oleaginoasea noastră, adică fără nicio problemă vor fi pe plus. Sunt oameni care fac și 5 tone la rapiță, deci nu e problemă. Avem suprafețe foarte mari în zona Constanței care poate să facă deci 4-5 tone de euro la, bune, da, profit la hectar, nu? Da, așa zic, anul ăsta la rapiță cel puțin este evident. Da, da. Și desenul pentru 2017, da. Așa cum îl... Îi sfătuiesc pe toți fermierii să fie perseverenți. De ce? Am remarcat în agricultură, uneori avem tendința aceasta să luăm decizii anul ăsta pentru anul viitor, dar ne uităm nu în viitor, ci în contextul de anul acesta. Ce vreau să spun? De exemplu, anul ăsta unii dintre fermieri, dacă să spun că nu
nu s-au regăsit, în, adică planul care și l-au propus și rezultatele obținute nu sunt egale, să începem la cultura de grâu, e posibil să spună, nu o să mai punem grâu. Okay? De sau fapt, alții... soluția e să încerce să găsească o soluție să... Da, să păstreze grâul în asolament, da, să păstreze în asolament și să producă cât mai mult, să pună tehnologie care trebuie. De ce spun asta? Că e posibil ca anul viitor să fie un alt context la nivel mondial, da? Și atunci prețul să fie foarte... Să le pare rău că... Da, foarte, foarte ridicat. Da, evident, evident.